Pacea Domnului! În această înregistrare voi împărtăși un cuvânt de prorocie și două vedenii primite prin Duhul Sfânt. Voi citi cuvântul de prorocie primit pe data de 5 iulie 2022. Așa vorbește Domnul. Poporule, poporule, privește la mlădiță ca să vezi că mugurește, zice Domnul. Cercetați semnele vremurilor, zice Domnul prin Duhul Sfânt, pentru că iată că în cercetarea care eu am făcut-o, în poporul meu de pretutindeni, zice Domnul, am găsit multe suflete care încă sunt în ațipire. Deși am trimis solii mei să strige în gura mare în biserici, trezire și deșteptare, iată că multe suflete încă stau în nepăsare. Multe suflete spun, unde este promisiunea revenirii Domnului? Iată că eu vin în curând, dar poporul meu se lasă amăgit de duhuri înșelătoare. Mai mult acum, ca și oricând, se închină cei din poporul lui Baal, zice Domnul prin Duhul Sfânt, și amestecă neprihănirea cu păcatul, zice Domnul, și cred că se poate și așa. Înlărgesc calea și cred că mă pot amăgi. Dar iată ce spune cel ce este viu. Eu sunt sfânt, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Eu nu m-am schimbat, zice Domnul. Eu sunt un Dumnezeu sfânt, zice Domnul. Și aștept sfințire de la cei ce port numele meu, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Și adevărat vă spun că cei ce cred că mă pot amăgi se vor trezi ei ca fiind cei amăgiți, pentru că eu îi prind în viclenia lor, zice Domnul prin Duhul Sfânt, și ei vor săcera negreșit ce au semănat. Mulți din popor mi-au întors spatele, m-au disprețuit și au călcat în picioare sângele legământului, și cred că nu va fi o răspundere pentru un astfel de păcat. Dar adevărat vă spun că eu sunt cel ce răsplătesc și mânia este a mea, zice Domnul. De aceea, cercetează-te astăzi, tu cel ce spui că faci parte din poporul Domnului Iisus Hristos. Cercetează-ți viața înaintea mea, zice Domnul. Nu arăta cu degetul, ci mai degrabă închide-te în cămara ta și cere ca să-ți luminezi mintea. Cere ca eu să te cercetez și să te ajut să te sfințești. Scoate-ți bârna din ochiul tău, zice Domnul, și atunci vei vedea de slujit ca să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Iată că legăturile cu care mulți se leagă cu voia, cu poftele firii pământești și idolatriile, aceste legături îi vor ține legați de pământ. Pentru că Duhul și Mireasa spun vino, și dacă tu nu spui vino, atunci de partea cui ești? Și ce duh ai în tine? Veghează și cercetează-te, ca să nu ajungi cumva cuprins de duhul viacului acestuia, de duhul anticristului, care astăzi își formează soli și astăzi lucrează să corupe inimile fiilor oamenilor și chiar acelora din popor care ațipesc și nu mai veghează. Deci veghează, poporule, căci ațipirea în aceste vremuri de pe urmă îți poate fi definitivă. Poate aduce la împietrirea inimii, din care să nu mai fie întoarcere. Căci iată că, în spatele lucrurilor văzute, în spatele mrejei acestei lumi, există o lume a duhurilor și războiul se dă între viață și moarte pentru unele suflete. Diavolul caută să orbească și să înșele pe cei din popor, ca să-i transforme în vrășmași ai crucii. Nu este de glumit, zice Domnul. Nu luați cu ușurință aceste cuvinte, zice Domnul, căci eu vă descoper taine pentru binele vostru. Dau pe față modul de acțiune a satanei, ca voi să vegheați în acest timp, ca voi să rămâneți cu ochii deschiși și ca să știți să vă adunați ulei în candele, zice Domnul, ca să puteți vedea și să mă puteți întâmpina, zice Domnul, când eu voi veni ca un hoț noaptea, căci eu sunt gata să vin. Puține lucrări mai am de lucrat pe pământ, zice Domnul. Puține făgăduințe mai am de împlinit, zice Domnul. Da, le voi împlini, zice Domnul, pentru că sunt suflete care se străduiesc, zice Domnul, și spun, Doamne, folosește-te de mine. Sunt suflete care se luptă ca să se realizeze planul meu în vieților lor și eu îmi voi proslăvi numele meu în vieților lor, zice Domnul. Dar puțin a mai rămas și se va auzi, zice Domnul, strigarea. Și îmi voi chema mireasa să mă întâmpine în văzduh, zice Domnul. Dar iată că această strigare, zice Domnul, nu se va putea auzi
și nu se va putea deosebi decât de cei care astăzi stau în veghere și sunt plini de Duhul meu Sfânt și se luptă ca să nu fie înșelați de lucrarea de rătăcire care, iată că de acum își ia forma. Voi care sunteți fecioare înțelepte, priviți în jurul vostru și vedeți cu ochii voștri cum Satana face pradă de mulți din poporul meu. Voi care sunteți la postul de veche, vedeți cum sub ochii voștri se împlinesc scripturile. De aceea vă vorbesc, zice Domnul, ca să vă îmbărbătez, să vă înștiințez și să vă călăuzesc. Pentru că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și vă iubesc și în curând voi veni și vă voi izbăvi. Vă voi răpi ca să fiți împreună cu mine la nunta mea, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Amin. Acum voi împărtăși cele două vedenii. În prima vedenie am văzut o candelă care ardea și parcă creștea intensitatea flacărei. Domnul vrea ca cei din popor să-și aibă candela aprinsă și ca să crească în puterea Duhului Sfânt, mai ales în aceste vremuri. În a doua vedenie am văzut o mlădiță pe care erau niște muguri. Mugurii erau gata să se deschidă și se putea vedea deja că aveau să se dezvolte floricele albe din acei muguri. Adică, vara este aproape și semnele sunt destul de lămurite. Vine Domnul, fraților! Amin.